Bună, dragi copii! Sunteți gata pentru încă o poveste? Vă știți că de pesah vorbim despre libertate? Astăzi am să vă citesc o poveste tocmai despre acest lucru, despre cât de importantă este libertatea și pentru noi, și pentru natură, și pentru tot ce ne înconjoară. Și că uneori uităm să o prețuim. Povestea de astăzi se numește Regatul Păsărilor Cântătoare a fost odată ca niciodată într-un mic sat dintr-un ținut îndepărtat. Un rabin pe nume Juja. Rabinul Juja se întreba și se minuna mereu de toate lucrurile care îl înconjurau. El observa pietre pe care nimeni, nimeni altcineva nu dădea două parale. El descopera primele flori de primăvară, tocmai când își scoteau capul sfios pentru prima oară din ascunzători. El observa păsările care își făceau cuiburile sus în munți, unde ceilalți săteni erau fie prea leneși, fie prea ocupați ca să se cațere. Juja punea mereu întrebări. De ce lucrurile cad jos în loc de sus? Unde se duce soarele când apune? Ce se ascunde în spatele lunii și a stelelor? Și cu cât Juja punea mai multe întrebări, cu atât mai multe lucruri noi și interesante le descoperea așa că era un fel de înțelept al lucrurilor din natură, să spunem. Și toți vecinii rabinului veneau să-i ceară sfatul. Dacă, de exemplu, vacile lor nu dădeau suficient lapte sau dacă livezile nu dădeau suficiente fructe, rabinul Juja îi sfătuia exact ce să facă. În acele vremuri, în ținutul unde locuia rabinul Juja, a venit la domnie un nou rege. Tatăl regelui și bunicului și bunicul bunicului lui Colecționaseră păsări din toate colțurile lumii. Păsările erau foarte frumoase, dar nu cântau. Acest lucru îl supăra foarte tare pe tânărul rege, pentru că el, el iubea păsările nu numai pentru frumusețea lor, dar și pentru trilul lor. Și-a întrebat sfătuitorii ce să facă, cum să facă pentru a le face să cânte. Hm, – Dă-le niște bunătăți, a spus unul dintre sfătuitori. Așa că regele își rănea păsările cu cele mai zemoase fructe de pădure, cu cele mai crocante semințe și cu cea mai dulce apă de munte din tot ținutul. Și păsările mâncau și beau, dar tot nu cântau. Construiește-le o casă mai mare, mai împunătoare, a sugerat un alt sfătuitor. Așa că regele le-a ordonat împlarilor să le construiască păsărilor o colivie de 10 ori mai înaltă și de 20 de ori mai lată, decorată cu aur și cu bijuterii. Și păsările au zburat mai sus și mai departe decât au făcut-o vreodată. Dar tot ce puteau să facă erau să zboare. Căci, de cântat, tot n-au cântat. Găsește-le niște prieteni, a spus un al treilea sfătuitor. Așa că Regele a trimis oameni în toate colțurile lumii să adune păsări, dar chiar și cele noi erau la fel de tăcute ca și cele vechi. Într-un final, Regele a spus: Voi dărui un cufăr plin de aur celui care îmi va face păsările să cânte. Și au venit oameni din toate colțurile regatului să-și încerce norocul. Magicienii făceau tot felul de trucuri, iar acorbații dădeau adevărate spectacole și făceau jonglerii nemai văzute. O vrăjitoare chiar a venit să facă o vrajă. Dar păsările. păsările rămâneau tăcute ca și până acum. Păsările mele nu vor cânta niciodată, a suspinat regele. Așa cum s-a întâmplat și în timpul tatălui meu și a bunicului meu și a stră, stră bunicului meu. Într-o zi însă, unul din muzicieni de la palat a zis: Am auzit că într-un sat lângă satul unde m-am născut, locuiește un rabin, un rabin pe nume Juja, un rabin care cunoaște toate secretele naturii. Odată a reușit chiar să facă găina unui fermier să depună ouă după ce toată lumea renunțase să mai încerce. Hm, poate că el reușește să-ți facă păsările să cânte. Când a auzit așa ceva, regele și-a trimis servitorii să-l aducă acum pe rabinul Juja la palat. Juja era tare încântat de noua experiență și totuși puțin cam speriat niciodată nu fusese atât de departe de casa lui. Ce putea el, un om simplu, să-i spună regelui? Și apoi și-a mintit. <coughs> chiar dacă n-am călătorit, deloc în afara satului meu, îi cunosc fiecare colțișor și fiecare cotlon. Știu tot ce e de știu despre lucrurile din satul meu. Și nici măcar un rege nu poate ști chiar totul. Și chiar și așa, dacă un rege te cheamă, un om înțelept nu poate decât să se supună. Așa că Juja a plecat la un drum lung, 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 timp de multe, multe zile și nopți, peste râuri învolburate și prin păduri întunecate, până sus pe munte și prin cele mai întinse câmpii ale ținutului. Într-un final au ajuns la palat și palatul era mai împunător decât tot ce și-a imaginat, iar păsările, păsările erau așa de multe, păsări care locuiesc în copaci și păsări care zboară deasupra mărilor, păsări cu pene roșii și păsări cu pene verzi și cu păsări cu pene albastre. Era o încântare pentru ochii rabinului, un curcubeu de culori, dar nici un sunet, nici cel mai mic sunet. Juja se gândea la toate păsările din satul lui: păsările care își făceau cuib sus în munte și toate păsările pe care le întâlnise pe drumul spre palat. Da, era ceva ce trebuia să-i spună regelui, chiar dacă acel lucru îl va supăra cu siguranță. Apropie-te cu încredere, Juja, a rostit regele. Am auzit că ești un om înțelept. Poți să-mi faci păsările să cânte? Majestatea voastră, a început Jușa, nu o să vă placă ce am să vă spun. Spunem chiar și așa, a cerut regele. Majestatea voastră, pentru ca păsările să cânte, trebuie să le lăsați libere. Ce? Să me liberezi păsările? Imposibil, a urlat le regele. Păsările mele sunt comoara mea, Tatăl meu, bunicul meu și străstră bunicul meu au colecționat aceste păsări de-a lungul anilor. Și-au cântat vreodată?" a întrebat Juja. nu, dar..." Păi tu ești rege acum," a spus Juja. Trebuie să faci lucrurile așa cum crezi tu de cuvință." Dar nu, nu pot să fac altceva decât tot ce am învățat de la strămoșii mei," a insistat regele atunci, atunci păsările dumneavoastră vor fi la fel ca și ale lor. Tăcute! Recele își dorea foarte mult să-și audă păsările cântând, dar era frică, era frică să le piardă. Și dacă vor zbura toate, se gândea el. S-a plimbat mult timp printre păsările lui dragi, le-a privit, le-a admirat și s-a gândit. Ce să fac? Cum să fac? A deschis colivia un pic. O pasăre l a spurat și s-a așezat într-un copac. Și pentru prima oară regele a auzit pasărea cântând. Ascultă, Juja, ascultă! A spus el. Ascultă acea minunată pasăre! Ce tril, ce încântare! Regele a deschis ușa coliviei puțin mai mult. Și încă câteva păsări au zburat afară din colivie și au început să cânte imediat ce au părăsit colivia. Regele a cules câteva pene căzute pe pământ. Să-mi aduc aminte de frumoasele mele păsări, a zis el cu tristețe în glas. Și apoi, cu curaj, regele a deschis poarta coliviei larg și când toate păsările au fost libere, palatul s-a umplut de triluri nemai văzute și nemai auzite mai frumoase decât orice muzică auzită vreodată de cineva. Regele a privit în sus, spre cer, în toate colțurile și cât de departe putea el cuprinde cu ochii. Păsările mele au oftat, regele, păsările mele prețioase, unele păsări au zburat departe, departe, iar unele păsări au rămas chiar acolo, lângă palat. Și când păsările din alte ținuturi au auzit de regele care și-a eliberat păsările, au venit și ele să locuiască în regatul lui. Și, în scurt timp, în ținutul regelui nostru erau atât de multe păsări și atâtea triluri încântătoare, încât ținutul a fost numit. Regatul păsărilor cântătoare. Ha, și poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu Juja? Ei, Juja și-a folosit recompensa cu înțelepciune. Cum era felul? Și-a ajutat sărmanii din sat. Era atât de cunoscut încât toți veneau să-i ceară ajutorul și sfatul. Și mai mereu regele îl invita la palat să-l sfătuiască cu una, cu alta. Și de fiecare dată când Juja mergea la palat, alegea mereu un alt drum, pentru ca de fiecare dată să descopere lucruri noi și să cunoască tot mai multe lucruri despre natura care îl înconjura.